Trenul simbol prin care Bruxelles atrage atenția asupra importanței investițiilor în căile ferate ajunge în aceste momente în gara de nord din București. Trenul va rămâne în țara noastră până duminică dimineața, când va părăsi țara pe la Curtici. La noi în țară, trenul va străbate 900 de kilometri și va opri în mai multe gări de pe parcurs, inclusiv la Brașov, Sibiu, Cluj-Napoca sau Oradea. În gara de nord din capitală se află și colega mea, Cristina Zbârn. Mi se alătură cu mai multe detalii. Cristina. Găsit chiar în aceste momente, trenul denumit Connecting Europe Express a ajuns la peronul 14 din gara de nord. Va rămâne în capitală până mâine dimineață, când își va relua călătoria și va merge spre Brașov. Va opri și în alte orașe de pe parcurs, precum Sibiu, Copșa Mică, Oradea și Arad, și va părăsi România pe 19 septembrie, adică duminică de dimineață, pe la Curtici. Este un tren care și-a început practic călătoria pe 2 septembrie la Lisabona și și-o va încheia pe 7 octombrie la Paris. Este trenul prin care Comisia Europeană vrea să demonstreze că transportul feroviar este mai puțin poluant și de asemenea că țările membre trebuie să-și crească investițiile în dezvoltarea infrastructurii feroviare. Demonstrează acest tren însă și faptul că Europa în momentul de față are 3 ecartamente diferite, de aceea acest tren simbol, de fapt, este vorba de 3 trenuri, pentru că a fost o garnitură care a circulat în Spania și în Portugalia, o altă garnitură pentru Europa continentală și, de asemenea, va fi o altă garnitură care va circula în țările baltice. Europa atrage astfel atenția că este nevoie ca țările europene să-și conecteze infrastructura feroviară și astfel să dezvolte și să-și facă tot transportul pe calea ferată mai rapid și mai accesibil pentru călători. La noi a intrat în țară astăzi pe la Giurgiu și nu a venit spre capitală direct, ci pe o rută deviată, pentru că știm că România are probleme în a-și renova și a-și repara infrastructura feroviară și avem podul de la Grădiștea care în continuare nu este reparat. A ajuns, după cum spuneam, aici în gara de nord din capitală. Sunt mai multe vagoane, 6 vagoane va avea acest tren, care rămâne până mâine dimineață în gara de nord. Vagoane care au fost puse practic la dispoziție de companiile feroviare europene. Avem aici un vagon al căilor pus la dispoziție de operatorul feroviar din Ungaria. Noi am văzut când a intrat trenul în gară că operatorul feroviar din România, adică CFR Călători, a pus la dispoziție locomotiva care a tras acest tren până la peronul 14 din gara de nord. Acest întreg eveniment care se desfășoară aici în gara de nord a prins însă Ministerul Transporturilor cu un șef interimar, pentru că în urma demisiei lui Cătălin Drul, acum transporturile sunt conduse interimar de către Dan Vâlceanu. De asemenea, la șefia CFR Călători se face o schimbare după demisia lui Ovidiu Vizante.